Bună tuturor și bine ați revenit pe canalul meu! Astăzi am pentru voi un videoclip puțin mai deosebit, dar și plin de emoții, aș putea zice. Vă voi arăta brățara mea Sofil împreună cu toate charmurile pe care mi le-am ales, care sunt reprezentative momentelor cheie din viața mea. Înainte să încep acest videoclip, aș vrea să vă spun că aceasta este o colaborare cu cei de la Sofil, iar brățara împreună cu charmurile mi-au fost trimise de către ei. Este esențial să vă spun că încă dinainte să fiu contactată de aceștia, eu mi-am dorit și chiar plănuiam să îmi cumpăr și eu o brățară făcută de mine împreună cu toate charmurile acestea. Mie îmi plac foarte mult aceste tipuri de bijuterii și, nu știu, mi se pare că au și o natură puțin mai personală și cel mai mult îmi place faptul că pot să îmi personalizez, dar și să îmi accentuez anumite momente sau etape din viață, lucru care mi se pare foarte drăguț și foarte, nu știu, plin de amintire, dacă pot să zic așa. Toate produsele celor de la Sofil sunt produse foarte calitative, la prețuri foarte mici. Îmi place foarte mult cum sunt lucrate, cum sunt finisate, șlefuite. Deci chiar îmi place foarte mult calitatea acestora. Materialul din care este făcut este 925 sterling silver. Un alt lucru foarte interesant și foarte bine de știut este faptul că dacă îți comanzi produse de pe site-ul lor mai mult de 59 de euro, ei îți vor livra produsele gratuit. Un alt lucru care este foarte bun, pe care cei de la Sofil îl fac, este faptul că îți oferă posibilitatea de a-ți returna sau să îți schimbi produsele timp de 365 de zile, care, să fim serioși, ce altă companie îți oferă posibilitatea aceasta? Eu nu știu niciuna, așa că se pare un lucru foarte bun. Dacă ești și tu ca mine și îți dorești să îți personalizezi și să îți achiziționezi o brățară de acest fel, te invit să dai click pe linkul care se află în boxa de descriere. Acesta te va duce direct la ei pe site, unde vei găsi mai multe detalii și toate produsele pe care ei le fabrică și, credeți-mă, sunt foarte multe. Mie mi-a fost foarte greu să mă hotărăsc ce să-mi aleg și cum să mi le aleg și așa mai departe. Și mai am o veste bună pentru voi, și anume veți putea primi 5% reducere de la comanda voastră. Tot ce trebuie să faceți este să folosiți codul YTB5 și ți se va aplica această reducere de 5%, după cum v-am spus, odată ce mergi să plătești. Așa cum v-am obișnuit, toate detaliile și toate linkurile către charmurile și produsele pe care eu mi le-am ales se vor afla în boxa de descriere, așa că te invit să mergi să le verifici acolo în cazul în care ai pierdut ceva. Acum am să mă opresc din vorbit și haideți să vă arăt ce brățară mi-am ales eu. În această cutiuță a venit brățara mea. Se găsește și numele lor pe cutie. Am vrut să fac un unboxing, dar bineînțeles că nu am mai avut răbdare, așa că am să vă arăt, acum exact cum le-am primit. Dar da, asta este. Odată ce a venit, am desfăcut ambalajul, am găsit în această cutie de aici de lângă mine, care este în interior căptușită, cu acel material care pușcă odată ce le apeși. Sincer, nu îmi vine exact în minte cum se numește acel material, dar cred că știți la ce mă refer, nu? Sper că știți. Am mai avut în cutie și un certificat de garanție pe care scrie exact materialul din care este făcut, firma, tot felul de detalii care sunt efectiv pe orice certificat de garanție. Apoi, fiecare charm împreună cu brățara au venit într-o plăsuță din aceasta din plastic, fiecare au venit individual. Deci aceasta brățara și în acestea micuțe au venit charmurile. A mai venit și acest săculeț, care este din nou inscripționat cu numele celor de la Sofil. Și în interior se află brățara mea acum.
A mai venit și acest șervețel sau material cu care poți să îți ștergi și să îți lustruiești bijuteriile. Și aceasta este brățara mea. Am să vă fac un close-up pentru că sigur nu veți vedea nimic, absolut nimic din ce vă arăt eu aici. Dar am să vă spun exact ce charm-uri mi-am ales și care sunt semnificațiile acestora pentru mine personal. Eu mi-am ales brățara aceasta care are o închizătoare în formă de inimă, pe care evident scrie și numele firmei. Sincer, acum îmi pare foarte rău că nu mi-am luat și acea închizătoare de siguranță, pentru că în momentul în care îmi deschid brățara, toate charmurile îmi cad și risc să le pierd, lucru care nu îmi place absolut deloc, deci cu siguranță voi merge să îmi cumpăr și acel lănțic de siguranță. Și acum să vă povestesc puțin despre charmurile pe care eu mi le-am ales. Primul este cu zodia mea, care este și foarte reprezentativă pentru mine, pentru că și soțul meu este tot în zodia Pești și mi-a plăcut foarte mult că pot să am un charm care să ne simbolizeze pe amândoi. Am un charm cu poza noastră de la nuntă. Pe spatele acesteia scrie și data nunții noastre și este în formă de inimă, care evident simbolizează o etapă foarte importantă din viața noastră, și anume nunta. Apoi, următorul este un aparat foto care, evident, simbolizează, aș putea spune, etapa în care am început să filmez și să postez videoclipuri pe YouTube. Următorul charm pe care l-am este unul în formă de avion. Simbolizează două lucruri pentru mine. Primul ar fi atunci când am zburat prima oară cu avionul și al doilea atunci când am plecat în Cipru. Este perioada care, pot să zic, m-a maturizat, m-a schimbat. Mi-am luat inima în dinți, ca să-i spun așa. A fost și momentul în care l-am cunoscut pe soțul meu, deci toată plecarea mea în Cipru pur și simplu a avut un impact foarte mare asupra vieții mele. Bineînțeles, un impact pozitiv, deci nu negativ deloc. Și în fine, ultimul charm pe care l-am ales este unul care simbolizează familia și îmi place foarte mult. Pe acesta scrie mamă, tată și copii. Familia este pentru mine foarte importantă și am spus că îmi doresc ceva care să mi-aduc aminte sau ca să, nu știu, să reprezinte ceva familia și implicit părinții mei care sunt departe. Cam acestea au fost charmurile și momentele cheie din viața mea care am vrut să le scot în evidență. Bineînțeles că acum voi continua să îmi achiziționez câte un charm cu absolut fiecare momente cheie din viața mea și următorul pas neapărat trebuie să-mi cumpăr un lănțic din acela de siguranță, pentru că nu vreau să îmi pierd toate aceste charmuri. Așa arată și pe mână. Trebuie neapărat să aveți și voi grijă în cazul în care vă cumpărați brățară de la ei. Trebuie să luați în considerare și dimensiunea charmurilor. Deci de aceea trebuie brățara să fie puțin mai largă decât de obicei. Eu mi-am luat-o puțin mai largă, dar am zis că e bine. Mai ales că îmi place să fie puțin mai largă și să se tot bălângâne pe mână. Nu știu, cred că asta îmi place mie personal. Și cam acesta a fost videoclipul de astăzi. Sper din tot sufletul că v-a plăcut. În cazul în care vă hotărâți și voi să vă achiziționați o brățară de la cei de la Soulfeel, nu uitați să folosiți acest link care se află în boxa de descriere împreună cu codul ca să primiți cele 5% reducere. Credeți-mă că puteți salva o sumă destul de bunicică în momentul în care vă achiziționați o brățară cu 5 charmuri sau ceva de genul. Nu uitați să postați pe undeva poză cu acea brățară și să mă tăguiți și pe mine, pentru că vreau să văd și eu exact ce charmuri ați ales voi și ce reprezintă pentru voi. Mi-ar plăcea foarte mult să văd acest lucru. Vă mulțumesc pentru vizionare și noi ne vom revedea în curând în următorul videoclip. V-am pupat!
Pa, pa!